Gata, gata. Bine. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați dat curs invitații mele. Chiar dacă și ieri ne-am mai văzut că au fost tot felul de evenimente, alaltă ieri a fost ședință de Consiliul Județean. Dar, prin intermediul dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți aici, vreau să clarific niște lucruri ca să nu cumva să mai existe, să zic, ambiguități. În primul rând, ce vreau să zic? Despre Chișinău. O să vorbim și despre Chișinău. Hai să începem. Mulțumesc. Hai să începem. Aseară, cu totul întâmplător. Da, cu totul întâmplător. La un post de televiziune local, ca să nu-i spun numele, că îmi permit, nu vreau să facem publicitate. Încă o dată fac o precizare. Postul de televiziune este un post de televiziune omnesc care nu face niciun fel de atingere la postul de televiziune. Dar decât că am văzut în ultima vreme că sunt tot felul de oameni. Unii chiar cred că sunt oameni politici sau politicieni care, bineînțeles, vin să transmită anumite mesaje, sigur că da, către cetățeni. Ce aș ruga eu și în speță pe domnul președinte al Partidului Național Liberal, organizația județeană Buzău, domnul Abramescu, să țină contul lucru. Dacă crede că mai este într-o alianță la nivel local cu Partidul Social Democrat, în oglindă, eu știu cu ce se întâmplă, coaliția de guvernare la nivel central, cred că dacă continuă așa se înșeală amarnic. Dar decât păi suntem într-o alianță cu Partidul Național Liberal, sigur că da, și e firesc, eu chiar le mulțumesc colegilor, că sunt colegii mei în Consiliul Județean, că toți suntem colegi, pentru aportul care l-a duc împreună cu ceilalți consilieri pentru un pic mai bine pentru cetățeni, dar domnul Abramescu cred că se situează în afara alianței. De ce spun lucrul ăsta? N-am nimic cu domnia sa personal, ba din contră, dar l-aș ruga doar atât. Ori nu înțelege mecanismul și asta nu ar fi corect din partea domniilor, ori se întâmplă ceva la Partidul Național Liberal. Eu mi-aduc aminte, și cred că și domniile voastre care ați fost la ședință, că un proiect care se referea la alocarea de fonduri pentru Basarabia a fost votat și de Partidul Național Liberal. Deci ori ăștia nu știu ce votează, ori domnul Abramescu nu mai are control vis-a-vis de ce se întâmplă în organizația domnii sale. E o părere a mea de cetățean. Dar vreau să spun un lucru. Am văzut că era tare agitat, că, nu știu, primarul, ce bani, e pro-rus. Nu e treaba mea. Să fie foarte clar, noi, Consiliul Județean, și eu, reprezentant al Consiliului Județean, cel puțin până în, dacă sunt sănătos, până în 2024, la finalul acestor alegeri, nu mergem la Chișinău să facem politică. Deci, practic, despre ce a fost vorba acolo, să fie foarte, foarte clar. Noi în 1900, am explicat și în ședința de Consiliul Județean. Noi, Consiliul Județean Buzău, în 1992, am făcut o înfrățire cu Raionul Soroca, în urma acestei înfrățiri, a luat ființă o bibliotecă, Biblioteca Basarabia, cum se cheamă acum, o
practic o secție a bibliotecii Vasile Voiculescu. S-au făcut niște eforturi la vremea respectivă, apropo de proruși și de... S-a dus carte românească, biblioteca funcționează. În acest moment sunt probleme la acoperiș și bineînțeles, la acoperișul clădirii, sigur că da, și bineînțeles că fiind parte din noi, ca să spun așa, ca și instituție, venim să sprijinim ca această clădire să nu se ruineze, da? Pentru că ce vrem noi acum? Să-i lăsăm pe aia, apropo de, încoate mă repet, noi nu facem politică, să rămână statuia lui Stalin, al lui Lenin în continuare și să nu ducem niciun pic de românism acolo? Doi la mână? De-aia ridic și tonul. Eu în locul domniei sale nici nu aș veni la ziua veteranilor. Pentru că înseamnă că nu are niciun pic de respect față de eroii care și-au vărsat sângele sau care au reușit prin harul divinității să scape din ororile războiului. Pentru că banii care sunt alocați acolo sunt pentru reabilitarea cimitirului unde sunt îngropați ostași care și-au vărsat sângele pentru reîntregirea neamului. Deci, punct. Nu ne-am dus acolo nici să-l susțin pe ceva. Nu este treaba noastră. Deci, cel puțin, nici n-aveam noi cum să interferăm în, eu știu, în situația politică de acolo. Asta nu înseamnă că noi suntem proruși. Cred că a trecut momentul în care dăm doar declarații și ne vedem de treaba noastră. Au trecut mai mult decât de 30 de ani. De fapt, sunt 30 de ani de când Republica Moldova s-a desprins de Uniunea Sovietică. În 30 de ani, nimeni nu s-a gândit un moment că acolo, unde cresc bălării în momentul ăsta, sunt îngropați sute și sute de eroi români, soldați, ofițeri și așa mai departe. Noi ce facem acolo? Și chiar vreau să mulțumesc autorităților de la nivel central, eu știu, guvernamental, parlamentar, local, din Republica Moldova, că au dat acceptul să putem să reabilităm acest cimitir. Deci ce vom face, nu noi acolo, ce vor face ei? Un monument care va fi în stradă. Am insistat foarte mult că acel monument să nu fie undeva în dosul unei clădiri, să fie chiar la intrarea în acest cimitir pe bulevardul Dacia sau pe Dacia se cheamă, va fi monumentul și vor fi reabilitate aleile, crucile acolo unde se odihnesc acest români care și-au vărsat sângele acolo pentru reîntregirea neamului, practic cu ce s-a întâmplat în 1941-42, s-a eliminat o oroare, pactul Ribbentrop-Molotov. Da? Bun. Asta nu înseamnă că suntem proruși. Noi ce trebuie să facem acum? Orice urmă de românism de acolo pentru nu, trebuie să o abandonăm. Asta înseamnă că trebuie să vorbim cu cei de la Uniunea Europeană, trebuie să vorbim nu știu cu cine, domnilor, tăiați fondurile de la Chișinău, că acolo e un primar prorus, să fie treaba lui cheie, nu e treaba mea. Și încă o dată mă repet, noi nu facem acolo nici pentru ce bani, noi nu facem campanie electorală, noi facem ceva pentru România, pentru românii de acolo și pentru cei care și-au vărsat, asta am vrut să spun, pentru că am văzut și o doză de oarecare ignoranță și miștocărie așa în declarațiile, în interviul pe care domnia sa l-a dat. Că a dat cineva un telefon și că dacă dă un președinte de raion, noi trebuie să, că avem probleme. Doi la mână, am văzut că a făcut referințe s-a referit la anumite OAT-uri care sunt, eu știu, peneliste. Nu, să țină foarte bine minte, nu sunt OAT-uri, nici pesediste, nici peneliste, nici verzi, nici galbeni, nici albastre. Acolo sunt cetățeni, sunt doar primari de anumită culoare, care ei trebuie să-și ducă activitatea în slujba cetățeanului, indiferent de culoarea pe care au ei. Și a făcut referire că nu știu ce am putea noi să facem, nu știu ce bani să dăm la Brădeanu sau la Lopătari. Eu l-anunț că el e parlamentar și ar fi putut, dacă tot își dorea atât de mult ca în comuna Brădeanu să se realizeze canalizarea mai repede, că este vorba de canalizare, că au o problemă cu banii, la votarea bugetului putea să pună amendament, că intră în
nu neapărat în atribuții, în calitățile, dacă vrei, și ce poate să facă un parlamentar, o anumită sumă de bani să meargă acolo. Doi la mână, eu cred că domnul Avramescu a uitat ceva. S-au făcut niște alocări în luna decembrie, care au mers către niște OAT-uri care aveau dificultăți, să zicem, financiare. Din fericire sau din infericire, s-a întâmplat că mai multe erau acolo unde erau primari liberali și putea foarte ușor să rezolve problema. La Lopătari nu este problema Consiliului Județean. Încă o dată, domnia sa a fost prefect, dacă țin eu bine minte, în guvernarea Orban, a lucrat la Ministerul Finanțelor, putea foarte bine, dacă să crede că e legal, să rezolve prin Ministerul Finanțelor, prin fondul de rezervă, să rezolve problema de la Lopătari. Dacă tot vorbim de primarii, eu țineam minte că domnia sa de la Lopătari, așa știu eu, dar da, poate mai uit. Eu știu parcă că cel de la Lopătari a candidat la USR, dar ce mai contează acum unde a candidat omul? Este membru al Partidului Național. Nu cred că e membru, că și-ar pierdut omul mandatul. Dar în sfârșit, doi la mână, mi-a dat o idee și este foarte bine. Tot vine ziua de 1 mai, vine primăvara, ați văzut urși ies din hibernare. Începând de săptămâna viitoare, pentru că am văzut că sunt probleme în teritoriu și chiar îi mulțumesc domnului Avramescu că a semnalat acest lucru, o să încep să fac vizite în fiecare săptămână și o să vedeți că mă țin de cuvânt, cel puțin de 2-3 ori pe săptămână merg în teritoriu și să vadă lumea și în speță cine vrea să observe acest lucru, să nu creadă că o să vizitez fierurile Partidului Social Democrat, o să încep să, bineînțeles că eu am aplecare către toți cetățenii, să încep să vizitez toate comunitățile unde sunt primari ai Partidului Național Liberal. Să văd ce probleme au, probabil că așa, și să le contabilizăm și promit lui domnul Avramescu că fac o listă și o trimit cu celeritate. Deci asta este problema. Nu trebuie să încercăm să intrăm într-o campanie electorală pe jumătăți de adevăr. Doi, eu cred că noi ar trebui să facem altceva. Nu am împiedicat nimeni și nu se pune problema niciodată ca Partidul Național Liberal, prin consilierii care îi are în Consiliul Județean, să nu vină cu proiecte. Eu sunt deschis, chiar colaborez foarte bine cu ei. Au tot dreptul să depună proiecte, stăm de vorbă și așa mai departe. Eu înțeleg și alte lucruri, nu vreau să le comentez aici. Mici care, așa sunt, și nu vreau să intru cu domnia sa într-o dispută, că nu este treaba mea. Dar am vrut să pun lucrurile astea la punct, iar prin altfel de acțiuni, nu cred că poate să aducă un lucru benefic vis-a-vis la colaborarea pe care o avem noi la nivel local cu aliații noștri, în speță noi aici, noi nu avem unde mere, este vorba despre Partidul Național Liberal. Apoi mai sunt povești de genul ăsta așa, de grădiniță. Eu credeam că a trecut de povestea asta, că este un om care e în politică de foarte multă vreme, are o experiență, eu nu pot să comentez acest lucru, de a face lucruri din astea așa. De exemplu, Consiliul Județean, fără niciun fel de obiecție, în momentul în care a avut o solicitare de la Prefectura Județului Buzău, unde prefect, pentru că acum prefectul este politic, sigur că da, este al Partidului Național, membru al Partidului Național Liberal, o problemă, eu știu, cu un sediu la permise, noi am fost deschiși. Nu mai zic că după aceea au apărut tot felul, că dacă nu era nu știu cine, nu se rezolva. Nu, dacă nu erau oameni profesioniști în cele două instituții, nu se rezolva această problemă. Sau povești din astea făcute ca și cum s-ar întâmpla ceva. Să mută, de exemplu, instituția prefecturii, că e normal să fie așa și bine că a venit vremea să fie reabilitată, într-o altă locație dată de către Consiliul Județean, să încearcă povești de genul ăsta, când să nu vină ăla, să nu vină. Încă o dată, nu mă deranjează și nu mă vor deranja aceste lucruri. Dar astea sunt absolut copilării. Eu rog pe domnul Avramescu și pe ceilalți
să le spun așa, colegi sau parteneri de alianță, să-și aleagă drum. Vor să colaboră? Ok. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă. Există o ruptură la nivel de conducere în coaliție aici, la Buzău? Care coaliție? Dragă, nu are cum să fie o ruptură. În primul rând, cetățenii au votat într-un fel. Eu, dacă aș vrea să... Dar nu se poate, suntem colegi, trebuie să stăm de vorbă cu toată lumea. Nu avem de ce să avem ruptură, pentru că noi, în primul rând, Partidul Social Democrat, avem majoritate. Deci nu ar fi o problemă. Dar eu vreau să colaborăm, cum am colaborat și acum, cu toate forțele politice din Consiliul Județean, fie de la Partidul Mișcarea Populară, că și dânsii au reprezentanți, fie ai Partidului Național Liberal. Dar nu poți să vii, de exemplu, acum că suntem vineri, eu știu, vineri ziua muncii, după aceea ziua tineretului, cum era pe 2 mai, nu poți să vii la nuntă, da? Să dansezi, să, eu știu, să spui că totul e frumos, iar după aia să spui că tu nici măcar n-ai băut, n-ai mâncat și nici gura nu-ți miroase. Nu merge, adică la mine nu merg lucruri de genul ăsta. O reclasificăm. Nu e niciun fel de problemă. Dom'le, am o problemă, nu votez, dar nu votați. Nu e nici, votul nu este că așa vrea Neagu sau așa vrea nu știu cine. Deci asta am vrut să spun, pentru că sunt fer convins. Da, chiar cu siguranță, probabil, dar mie îmi face plăcere, eu am niște sacouri acasă care sunt în carouri, așa, cu siguranță zilele acestea, dar probabil că au și dacă n-au, așa, o să apare mear la un post de televiziune care se cheamă B1 TV și o să mă întrebe că iar nu știu ce, pro-rus sunt. Nu, nu sunt pro-rus. Eu sunt român, dar eu nu ies nici cu steagurile pe stradă. Nu îmbrim nici cam așa după mine să zic că... Așa cred eu și așa simt. Dar încă o dată, Consiliul Județean Buzău sau eu, noi nu ne ducem să facem politică în Basarabia. Noi încercăm să facem lucruri împreună cu români de acolo și pentru români de acolo. Mai ales că fac și eu o conexiune acum. Se întâmplă ce se întâmplă, ororile războiului la granița noastră, da? Și în momentul în care și noi îi abandonăm, înseamnă că ce putem să facem? Să le dăm apă la moară lui aia de acolo care sunt pro-ruși? Deci, cam asta este povestea. Că nu mă deranjează și îmi pare sincer rău că de regulă, dar iarăși a trebuit. Dar am vrut să clarific aceste lucruri ca să nu cumva să creadă că există o oarecare afinitate față de nu știu cine, nu știu ce. Nu, eu foarte clar m-am pronunțat de fiecare dată, doar să fiu un nebun descreierat, să cred în cineva care face crime, care practic în 2023, în fiecare zi, practic atentează la... mersul lucrurilor înainte și practic în fiecare zi, cel puțin în fiecare zi, face câtă, nu neapărat crimă, dar sororile astea în care se distrug vieți de oameni, oameni nevinovați, fără niciun fel de suport. Da? Bun. Deci noi n-am intrat în nicio, știu că probabil sunt alegeri în Basarabia, nu mă interesează. Apropo, dacă s-a legat și de zilele Buzău Fest, dar nu zilele Chișinăului și așa mai departe. Noi nu avem decât o colaborare cu românii de acolo. Vin artiști de acolo, ei nu ne percep niciun fel de taxă, vin meșteri populari, învățăm din, eu știu, ușor, ușor, să-și dea și oamenii seama că noi românii suntem iubitori de neam, iubitori de țară și oameni care înțelegem, pentru că avem aceleași sânge, aceleași tradiții și e normal să facem lucruri în preună. Cam atât. Dacă vreți, mă întrebați. Deci astea sunt... Pentru că nu mă deranja. Putea să zică absolut ce vrea domnia sa. În momentul în care, mai ales că am și eu înregistrări care au fost la, cum puteți să le aveți toți, la ședința de Consiliu. Motivația pe care au făcut-o domnii consilieri de la Partidul Național Liberal, au explicat anumite lucruri, au înțeles, eu le-am explicat despre ce este vorba, iar seara probabil că au văzut o poveste
Știți cum se întâmplă? Eu nu mă pricep, că dacă făceam politică mare, eram și eu ca domnul Avramescu la București, dar nu știu ce. Eu sunt aici, la țară, înțeleg lucrurile, eu nici nu fac politică. Încerc să fac administrație cât pot eu. Norocul meu, că sunt într-un colectiv de oameni pe care îi consider colegii mei, în care își fac treaba bine, mă refer cei de la funcționarii de la Consiliul Județean. Că nimeni nu poate să facă nimic singur, trebuie să ai o echipă în spate. Dar dacă mă repet, aveam și eu alte viziuni și mă interesau anumite lucruri. Eu cred că am văzut și eu că la Partidul Național Liberal să scriu discursurile înainte, de nu știu cine, de nu știu cum, le întoarcem, le susțin, e treaba lor, nu e treaba mea. Probabil că au avut o, cum se cheamă, mă pricep. Era să zic fișa postului, dar nu, greșeam și cine știe ce ești. Un punctaj oarecare, văzând cam ce se întâmplă pe acolo, eu nu mă gândeam probabil că domnul Avramescu vrea să candideze la diaspora sau... Văd că e tare interesat de ce se întâmplă, cine-i președinte, nu știu unde. Nu e treaba mea. Pe mine mă interesează ca Basarabia să nu fie atacată de către ruși, mai devreme sau mai târziu, să facem ce trebuia să facem, bineînțeles, în anumite condiții care sunt, eu știu, la nivelul anilor roșii, cu, eu știu, sunt tot felul de tratate care trebuie să respectăm, dar eu sunt ferm convins că într-un fel sau altul, locul nostru și al Basarabiei, vedeți, mă feresc să spun, și Republica Moldova, este în casa comună a Uniunii Europene și, pe urmă, om vedea ce se va întâmpla. Cu asta va. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu mare drag. Dacă nu, vă mulțumesc. Încă o dată, îmi cer scuze, v-a chemat, dar vineri la ora 11. Gata, simțiți, vă mulțumesc.